A patra ediție a Festivalului de Vinuri și Gastronomie Hai cu Pluta a atras la Iași în jur de 2000 de vizitatori din toată țara. Somelierul Ivon Amardare, organizator al festivalului, și Cristian Amarandei, director general al firmei de distribuție băuturi Migdalin, și-au unit eforturile și au oferit participanților o nouă ocazie pentru degustări exclusiviste de vinuri și produse alimentare de calitate, dar și pentru business networking tot de calitate. În fiecare an sunt producătorii cu ce au mai bun. Nu cred că există vreun posibil gust care să nu poată fi acoperit de ceea ce găsim în acest festival. Sunt spumante noi, sunt rozeuri noi, sunt cupaje noi. Aveți ce găsi. Chiar și pentru cei care au fost și anul trecut, există lucruri noi. Într-adevăr, Hai cu Pluta e un nume greu de uitat pentru zona aceasta de evenimente. În fiecare an reușim să atragem noi parteneri, atât din zona de vin, avem și crame noi, și din zona de food, avem noi colaboratori pe brânzeturi, pe zacuscă. Cele peste 40 de standuri amenajate au prezentat crame de top din toate zonele viticole ale României, dar și din Republica Moldova și Italia. Special gândit pentru a crește organic într-o manieră elegantă și autentică, festivalul Hai cu Pluta înseamnă o călătorie printre arome și note de degustare, dar și trecerea prin povestea de succes a expozanților. Anul ăsta punem accent pe crama Cezari din regiunea Veneto și pe crama Leonardo da Vinci din regiunea Emilia-Romagna. Și de asemenea avem niște spumante extraordinare de la crama Colesel și o Franciacorta de la crama Berluchi. Având în vedere că granița este foarte aproape, ne putem pune în valoare produsele cât mai aproape în România față de Moldova. Ce face Ivon aici la Iași? Ne face, pe mine unul mă face să mă simt mândru că activez în domeniu aici, în Iași. S-a pus oarecum Iașul pe harta evenimentelor la nivel național. Ne place să credem că toate produsele sunt bune și sunt star. Ne batem cu vinurile roșii de pe piața vinului din România, ca și produs de top din gama premium avem Feteasca Neagră, eticheta violet. Particip asta evenimente de la prima ediție, sunt molto interessate di avvenimenti per tutta Romania. Io mi occupo de vino de molto tempo della Italia, de 8 anni vine aici in Romania e aducem 3-4 crame diferente. Ediția a patra a festivalului Hai cu Pluta a fost un real succes, un nou prilej de conexiune între cramele de top prezente în România și pasionații de vinuri, dar și o bună ocazie profesională și de business pentru cei implicați în acest domeniu captivant.